Astăzi în țară sunt așteptate ploi de scurtă durată. Tot azi intră în vigoare și codul galben de vânt. La Briceni și Soroca termometrele vor arăta 6 grade, iar la Bălți 7. La Orhei va fi cu unul mai mult. La Tiraspol și Leova se vor înregistra 9 grade, iar la Comrat 10. În sud, la Cahul, maxima va fi de 11 grade Celsius. Astăzi, în capitală, va ploua slab și sunt așteptate 9 grade Celsius. În următoarele zile, termometrele vor arăta între 7 și 14 grade, iar noaptea între minus 1 și 5 grade Celsius. În cea mai mare parte a Europei, vremea va fi instabilă azi. La Madrid, termometrele vor arăta 20 de grade, iar la Paris 14. La Londra va fi cu 3 grade mai rece. La Berlin se vor înregistra 8 grade. La Roma se va încălzi până la 17 grade, iar cerul va fi variabil. La Viena și Budapesta sunt prognozate 11 grade, iar la Praga 8. În capitala Poloniei sunt așteptate 7 grade, iar la Belgrad 13. La București sunt prognozate 16 grade, la Kiev 5, iar la Moscova 3. La Ankara și Atena cerul va fi înorat și sunt așteptate maxime de 11 grade Celsius.